Legenda spune că baia soților Ceaușescu era în întregime din aur. Haideți să vedem dacă așa este. Atențiune! Lăsați aparatele deschise! Urmează un comunicat important pentru țară! Așa începea, înainte de 1989, în România comunistă, fiecare zi de școală, cu intonarea în clase a itmului național, și tot așa începeau și cele doar 2 ore de emisie a televiziunii de stat. Salutare, dragilor! Salutare și bine ați venit la un nou vlog! Din seria România așa cum nu o știi. Prin seria asta de vloguri, dacă nu ați văzut, apropo, primul vlog, vi-l lăsăm aici sus. O să vi-l lăsăm și în descrierea acestui videoclip. Prin seria asta de vloguri, noi încercăm să promovăm locuri mai puțin cunoscute în România, locuri misterioase, locuri care poate ar trebui promovate mai mult din România asta noastră frumoasă. Pentru că e păcat, sunt locuri căzute în uitare, unele dintre ele, sunt locuri care ar trebui vizitate de mai mulți români, pentru că practic țin de noi și de istoria noastră și de neamul românesc. Mi-am dat măscuțele jos 2 secunde ca să ne puteți auzi. Ne aflăm la ceea ce înainte de 89 avea indicativul P50 sau obiectivul de grad 0 din București și nu numai, din toată România. Cuibușorul de nebunii al soților Ceaușescu, Palatul Primăverii. Știm că este un subiect sensibil și controversat. Știm că sunt adulați de unii și blamați de alții. Însă în acest vlog vrem să vă arătăm, dintr-o poziție neutră, cuibușorul de nebunii al familiei Ceaușescu, fără să judecăm în vreun fel faptele lor. Casa în care a locuit cuplul Ceaușescu mai bine de 20 de ani, între 1965 și 1989, este o casă somptoasă, plină de culoare, luxul fiind etalat la fiecare pas. Soții Ceaușescu nu s-au dat înlături de la nimic pentru a-și asigura confortul atât lor, cât și celor 3 copii ai cuplului, Valentin, Zoia și Nicu. În timp ce oamenii de rând îndurau, pentru plata datoriei externe a României, lipsa alimentelor de bază și nu numai, de pe rafturile magazinelor, frigul din case și curentul electric livrat cu porția, tovarășul, împreună cu gașca de nomenclaturiști, trăiau fără grija zilei de mâine, într-un lux ce în vremurile acelea părea ireal. Cel mai important obiectiv din vremea post-decembristă era deservit, pe lângă secția 5 a temutei securității de stat, de o armată de oameni care se îngrijeau ca nimic să nu lipsească locatarilor, ca totul să meargă brici, precum un ceas elvețian. Până și menajerele aveau o șefă a lor, pentru că nu oricine putea să discute cu doamna casei. Casa Ceaușeștilor numără în jur de 170 de camere. 80 dintre ele se află la parter și la etajul 1, în timp ce subsolul adăpostește și el vreo 80 de camere, precum și un bunker în care Ceaușescu și familia lui s-ar fi putut retrage în cazul unui atac. Gura lumii spune chiar că acel buncăr ar fi legat de un altul care la rândul lui ar avea o legătură cu tunelurile săpate pe sub București, tuneluri ce ar fi înleznit la nevoie fuga dictatorului. Trebuie precizat că nimeni nu plătea nimic în acea casă. Nu se plătea întreținerea, curentul, alimentele sau angajații. Toate erau achitate de gospodăria de partid, iar de acest beneficiu se bucura atât cuplul dictatorial, cât și ceilalți înalți funcționari ai statului. Elena și Nicolae Ceaușescu aveau salarii mari,
Gura lumii spune că ea câștiga chiar mai mult decât el, pentru că era plătită și pentru titlurile de doctor în chimie. Lunar, Elena Ceaușescu își trimitea angajații să depună bani la cec pe numele copiilor, bani despre care acum nu se știe nimic. Dacă Valentin Ceaușescu a fost mai conservator din fire în ceea ce privește prieteniile cu alte persoane, Zoia și Nicu au excelat în a intra în tot felul de anturaje dubioase, iar poveștile vremii îl descriu pe Nicu drept un mare crai. Pe de altă parte, Elena și Nicolae Ceaușescu aveau foarte rar invitați acasă, preferând să se vadă cu prietenii la vilele lor de protocol pe care le țineau la Snagov, Predeal, Neptun și nu numai. Casa lor e plină de obiecte de artă, de la tablouri valoroase, statuete de fildeș și pereți îmbrăcați în mătase, până la covoare scumpe și tabla de șah electronică, ceva nemai văzut la acea vreme. Marea lor majoritate fiind primite drept cadouri în vizitele oficiale unde mergea cuplul. Aceștia aveau chiar și un televizor color, lucru rar întâlnit în acele timpuri, televizor care încă se mai păstrează și în ziua de azi. Elena avea un adevărat cult pentru mozaicuri. Palatul Primăverii abundă în această formă de artă, culminând cu imensul mozaic de la piscină, făcut cu migală din peste 1 milion de bucățele de gresie, timp de 2 ani. Ne-am fi apucat noi să le numărăm, dar expira timpul alocat vizitării. Pe lângă piscina acoperită, familia mai dispunea, printre altele, de saună, instalație de bronzat artificial, jacuzzi, frizerie, o seră cu copaci ecuatoriali situată în mijlocul casei și o curte cu păuni. Păunii ce trăiesc azi în curtea interioară fiind a treia generație a celor aduși de Ceaușescu dintr-o vizită oficială în afara țării. Celebra baie de aur despre care s-a tot vorbit însă nu e chiar de aur. Robineții și obiectele metalice sunt suflate cu un strat fin de vopsea, în care se adaugă doar un dram de aur pentru culoare. În fiecare an, un angajat al soților Ceaușescu le desfăcea și mergea la o întreprindere unde se refăcea stratul de metal nobil. Vă încurajăm să șeruiți acest vlog pe paginile voastre de Facebook. El se vrea a fi un manifest. Nu unul care analizează cuplul Ceaușescu, ci unul în care vă propunem să ne cunoaștem istoria și să ne o asumăm, cu bune și rele. Istoria nu poate fi ștearsă sau rescrisă. Istoria noastră e parte din noi. Tot ceea ce putem face în acest sens este să fim înțelepți, să nu repetăm greșelile trecutului și să privim cu speranță către viitor. Sperăm că v-a plăcut vlogul nostru filmat la Casa Ceaușescu, la ceea ce înainte de Revoluție era buricul Universului și cel mai important loc din România. Între timp, nu uitați că ne găsiți și pe Instagram, pe Fabrica de Amintiri _Insta. Veniți repede acolo pentru că postăm foarte multe story-uri și fotografii, mai multe decât ați văzut astăzi în acest vlog. Și ne găsiți, bineînțeles, și pe Facebook, pe Fabrica de Amintiri. Veniți, dați-ne un like paginii și dacă aveți vreo întrebare pentru noi, puteți să lăsați un comentariu în descrierea clipului. Până data viitoare, salutare!